Bună ziua, dragi justițiari! Bine ați venit la episodul 26 din Catching a Predator. Astăzi îl vom cunoaște pe Gabriel, un polițist ieșit la pensie cu vârsta de aproximativ 50-55 de ani, care a reușit, sau asta a crezut că reușește, să facă un grooming ca la carte. Discuția noastră a început pe la sfârșitul lunii iunie și s-a terminat în august. Am început destul de lejer să discutăm despre liceu, despre școală, despre alte activități și apoi individul a crezut că noi am prins încredere și va putea să continue cu apropouri sexuale și chiar să ne întâlnească. Vom trece rapid prin mesajele lui, vreau doar să știți că a fost o conversație destul de lungă, pe durata a 3 luni, așa că am extras chestiile esențiale și am să vi le arăt acum. Discuția a început în iunie 28. Bună, tu ai 14 ani, aproape 15, de ce? Păi cum ai dat accept? Nu vezi câți ani am eu? De ce să nu-ți dau? Am voie să am prieteni pe Facebook și mai mari, dacă ai vrut să mă urmărești. Nu te-am urmărit, gen să dai ad. Păi am văzut foto, nu și ani. Complet fals, un profil scrie 14 ani. Dacă te sperii, ok dacă mă blochezi, nu-ți făceam nimic. Dezvoltată în piept la 15 ani. Mama natură, de ce m-ai speria? I don't know. Tradu, I don't know. Clasa 8-a? Gata capacitatea? I don't know. Ce înseamnă? Nu neapărat notele reflectă capacitatea unui elev. Cred că așa e. Nu cred că s-a așa analfabetă. Mă refer că fiecare elev să fie axat pe ceea ce îi place. Nu-l obliga să învețe tâmpenii. Lasă-l să se confuseze. Lasă-l să se focuseze, mă. Ok. Lasă-l să se concentreze pe ce îi place și să realizeze din ceea ce îi place. Să aibă cultură generală. Și apoi nu obliga să învețe Mendeleev, săracul Mendeleev, dacă nu o să-i trebuiască niciodată. Și părinții să înțeleagă copilul, să nu-l oblige ceea ce nu-i place. O zi bună. Na, o zi bună. Aș aprecia să nu mă mai forțeze. Mie nu-mi place mai mult partea asta naturală, biologia gen. Corect, asistentă, medicină, să explorez corpul uman. Dacă erai mai mare, te făceam onoră. Am un fecior. Care-i fecior? Timid rău, numai bine e. Ce medie ai avut? Capacitate plus 5-8. La Mihai Bravo, la cel sportiv, la Vatra Luminoasă, mă simt puțin interogată. Nu știu dacă ești și sportiv, am intrat a 10-a, sunt pe filologie, dar e tehnic. Păi ai zis că ești a 8-a. Niciodată, scuze, când am vorbit ai zis că trece a 10-a. Da, că ai fost dată la 5 ani. Chiar mă întrebam pe cine și când să mint, îți amintești? Normal, că ai și o soră și tu ai numai note de 8. Ia ceva mai bine, dar de ce ai întrebat iar? Era constatare, nu întrebare. Ah, tu în ce zonă stai? Vitan, dar mai am o căsuță ca părinții, dar în general Vitan. Tu? Unde e căsuța? Eu Crângaș și casă la Cernica. Nu prea îmi place să dau multe detalii, nu te supăra. Am auzit de Cernica. Aproape de Vitan, nice. Fac 15 minute din Cernica până în Vitan. Cool. Cernica nu e cartier, nu? Comună la 5 km de Sălăjan. O să mă fac de râs, dar eu cu geografia mai slab. Lasă că te meditez eu. Puncte, puncte, puncte la geografie. Mai ții minte doar o parte de județe. Și unde mai ai lacune? La toate și la niciuna. Dar ce corp ai în foto la 15 ani? Aproape 15. Mersi. Când faci 15? Dar poza e de ceva luni. În septembrie. Balanță. Tu ce ești? Pești. Nice. Merge pești cu balanță. Nu am mai dat de pești, nu știu. Peștii sunt schimbători, balanțele la fel. Vedem noi cum ne schimbăm. Nu-mi dai și mie o felie că mi-ai făcut poftă. Mâncam pizza. Dacă știi cum să teleportezi felia, îmi zici și rezolvăm. Dar mi-e cam foame, mă mai gândesc dacă îmi par. Păi cobor la mașină și îmi dai măcar jumătate de felie. Zgârcit-o. Of, ia fă tu o foto cu pizza în mână sau în gură. De ce să fac asta? Ca să te văd, dacă se poate. Câte kilograme ai? 53. La ce înălțime? 1,70 m. Tocmai bună de puncte, puncte, puncte. De ghici. Mă gândesc doar la furat cu glumă. Aia, că dacă te întreabă cineva cât cântărești, vrea să știe dacă te poate fura. Tocmai bună de furat. Așa e. Dă-mi o foto să văd cât ești de urâtă. Îmi dai? Nu am stimă de sine ridicată acum. A mea e ridicată. A mea e ridicată. A mea e ridicată. Păi e bine pentru tine, dragostea de sine e bună. Self-esteem. Mă referam la stimă, nu la... Self-esteem e dragostea de sine sau stima de sine, nu ziceam altceva. Efectiv, o ador pe Alexandra, cât de bine se preface, complet pierdut așa în spațiu. Bravo, Alexandra. Vorbește în română. Mi-a plăcut de un tip, dar mi-a trecut, că nu știu engleză. Și acum stau mai mult doar cu prietenii. Deci tot fată mare? Adică domnișoară. Nu știi ce-i fată mare? Mi se pare că am nașpa întrebarea. Ok, zi faină. Te-ai supărat că te-am întrebat dacă mai ești domnișoară? Nu am înțeles de ce ai întrebat asta. Eram curios, defectul meu de pește. Și se poate un răspuns simplu. Care-i problema? Semnul exclamării, semnul exclamării, semnul exclamării.
Da sau nu, nu-i bai. Nu știu ce-ți imaginezi tu la vârsta mea. Da sau nu, e simplu să răspunzi. Nu zic, ești bădăran să tot insiști. Întreabă altceva, lol, nu te-am jignit, dar tot insiști. Să-ți fie rușine că sunt ca tatăl tău, poftim, sau bunic. Mă întreb ceva privat și nu mă simt confortabilă să-ți spun. Ok, nu te supăra nici tu, dar întreabă mai bine altceva. De pildă? Nu știu, tu cu ce te ocupi de exemplu? Sau cum te cheamă, că nu ai nume? Am zis Gabi și aici avem niște gifuri reprezentând un bărbat care sărută o femeie pe sâni. Nu ai somn? Ce e cu gifurile? Sau gif? Cum vreți voi? Gif sau gif? Eu îi zic gif de obicei. Te fac onoră peste 3 ani? Am băiat de 21, probabil. Să mai crești și ți-l dau. Ok. Mai întreabă-mă ceva dacă tot te plictisești. Nu am întrebat nimeni nimic. Da, beau cafea de la 12 ani. Și eu am întrebat dacă ai avea 18 ani, o beai cu mine? Da, nu văd de ce la 18. Mă lasă părinții să beau cafea. Eu m-am referit dacă o bei cu mine. Da, beau cafea cu tine, am voie, nu mă supăr. Deci vrei să bem o cafea în oraș să stăm de vorbă? Dacă vrei tu, da. Ce să-ți dau ca să mă scuzi? Nu sunt supărată. Totuși, ce-ți pot oferi? Spui, ce să-mi poți oferi? Habar n-am. Rămâne cafea? Azi? Nu azi. Astăzi era mai liber. Mă ții de mână? Dacă vrei tu, ok. Trebuie să vrei și tu. Nu mă deranjează. Și dacă vreau să te pup, nu mă deranjează. Ești pupăcioasă? În general, da, depinde cu cine. Și dacă de la pupat vrei să mă săruți? N-am mai făcut asta. Nu te-ai sărutat până acum? Doar ștampilă. Ai zis de meditații, gen că mă poți medita. La ce să te meditezi? Matematică și mai era ceva. Cred că ai vorbit cu altcineva. Eu cred că de fapt tu vorbești cu mai multe minore și ai uitat. Sunt tipa aia cu media 8 și sora cu media mai mare. Nu că nu am avut cu cine. Te meditezi la sărutat dacă tot nu știi. Bine, când ieșim ca să știu și eu? Ieșim, dar cine știe? Tu vii cu poliția. M-ai prins, de ce să vin? Poate acum vorbesc cu mama unei fete. Vrei să mă răpești? Se dă drept fat. Aoleu, ce paranoia. Dă-mi o secundă cameră să văd că ești tu. Convinge-mă. Doar 5 secunde să văd că ești tu. Ok? Ok, te sun. L-am sunat și s-a convins. Vii să mă iei la cafea de ieși în mașină, îmi trimisese o poză cu el în mașină. Îmi e frică. Ok, nu mușc. Și dacă mă muști? Ești băia mare, strece. Și dacă te mușc eu? Să nu lași semn că mă învinețesc ușor. Mușc încet, doar cât să nu fie semn. Mai bine. Era să zic eu una acum. Mă pun la un film, ne mai auzim. Te pup cât să-ți placă. Mersi. Și eu merg să mă plimb cu bicicleta, deci e posibil să mă muști și tu, canibalul, da? Te duc la pădure? Ne trimisese o poză cu el în pădure. La aer curat? Haha, sună cam ciudat. Când? Glumeam, cum să te duc la pădure? Hai că am pedalat 5 km. Măcar să ne vedem în oraș, că totuși sunt mult ciudat pe net și trebuie să fiu și eu atentă, sper că mă înțelegi. Chiar că te înțeleg și te rog să fii atentă. Sun, nu e problemă. Păi văd că nu prea ești atentă. De ce nu? Că vorbești cu mine. Smart. Vezi că mulți nebuni sunt pe aici. Da, sunt, dar tu ești de treabă. Îți dau un sfat părintesc. Da, dar uite că totuși eu simt oamenii și am grijă. Și m-ai simțit pe mine că sunt cizelat, de bună credință? Da, poate greșesc, nu știu, dar cred că ești ok. Vezi că sunt așa de mulți duplicitari? Ce e aia? Se comportă așa de bine de crezi că sunt oameni buni. Ah, da, dar eu simt oamenii. Adică am pățit chestii, dar gen am grijă. Ce ai pățit? Ori prietenii m-au trădat, ori un tip care a făcut mișto de mine cu prieteni. Dar ăștia sunt colegi, nu-i suport. Vezi că am fost polițist. Și am avut cazuri. Wow, oh my god. Te rog să ai grijă. Ți-am zis că sunt bărbați care se comportă ideal până te ademenesc. De-aia zic să fii atent. Se comportă la fel ca mine. Până sunt așa de diplomați, te rog mult, nu te încrede la vorbe frumoase. Mulți pedofili. Și ești cu mine? Da. Eu dacă ies cu tine știi ce înseamnă în codul penal? Nu prea. Corupere de minori. Ah, ideea e că eu n-am de ce să te dau la poliție. Tu ești poliția. Am fost. Și nu contează asta. Și în plus, cât timp nu mă bați, nu îmi faci ceva ce să am cu tine. Tot corupere mă încadrez. Că ieșim, nu-ți fac nimic. Păi mi-e frică că dacă mă pup și te las, e corupere. Eu pe tine, nu-ți fac nimic. Tu pe mine. Cum să sun eu la poliție că-ți fac eu ceva, că e vina mea? Nu ți-aș face nimic niciodată, doamne iartă-mă. Zic că dacă vrei să mă pupi. Da, nu-ți fac nimic, nu te pup, adică. Nu sunt pe nimeni, îmi iau și amendă. Tu nu amendă, eu intru în pușcărie. Nu am de ce. Ce ai făcut în cartier? Cu prieteni, abia ne-am văzut. Păi ai zis că nu ai prieteni. Au gen 17 ani, am cunoscut recent, sunt ok. Mă bucur, să nu mă înșeli. Da? Nu am cum. Neața, ce faci? Bine, tu? Eram pe Mihai Bravo pe la 10, dar dacă nu ai răspuns, și acum unde ești? Of, încrângaș. Nașpa. Vrei să mă vezi? Eu voiam 5 minute. Vrei să mă vezi? Vino încrângaș 10 minute. Zici și tu pa când ești. Ocupată? Ok. Hai vino la vata luminoasă. Cât fac eu până acolo, faci și tu. Nu prea mă îndepărtez mult de cartier, nu știu ce să zic. De ce nu vrei la mine? Și stăm în mașină, de vorbim și nu te vede nimeni din cartier. Prefer să stăm prin parc, că na, ne vedem prima dată totuși. Of, dacă vrei să vii aici e ok, dacă nu ne vedem altă dată, că atunci mă văd cu prietenii de care ziceam. Dar ajung la unul, că e departe. Vii la acel Penny? Hai că plec, ok? Ok, scuze, plăteam. Să rămâi activ aici ca să mai vorbim, ok? Ok, merg la Penny, mersi. Sunt la Eroilor, sunt la Unirii, puțin aglomerat. 5 minute maxim, ok, ești în față la Penny, înăuntru. Cu ce ești îmbrăcată? O bluză portocalie roșie, pantalon scurs, ghete negre, tricou larg. Ok.
și haideți să-l vedem pe domnul fost polițist, cum nu este el racolator de minori. El este un om decent, cu familie, cu copil. Ce vrea așa să întâlnească cu o minoră de 15 ani, să o mediteze la sărutat? Să dăm drumul la episod. Vine justițiarul, de pe pedofil! Pedofilul! Vine justițiarul ca să facă treaba. Vine justițiarul, depinde cu marfa. O să bei apă liniștit? Bună dimineața, dragi justițiari! Bine, ora 10:30, dar abia m-am trezit acum 10 minute. Aveam de 2 luni de zile un polițist, fost polițist, ce încearcă să racoleze o minoră, s-a împrietenit cu noi, a zis că vrea să ne cunoască pentru fiul lui și a început de câteva zile să ne bată apropouri, vrea să ne atingă, să ne sărute, să toate astea. Și acum ne-a dat întâlnire, ea că avem antrenamente de volei și o să vin acum să ne întâlnim. Suntem foarte pe grabă, trebuie să printez screen-urile, să ajung la școală și să-l prindem, pana mea. Vreau screen-urile alea odată, te rog frumos, trimite-mi una, două, trei, patru. Una, două, trei, patru. Totul foarte pe grabă. Că ar fi vreo de asta, justițiarul n-ar avea timp să se pregătească. Ne-a anunțat, hai că vin. Noi îi dădusem locul de întâlnire ieri și nu ne-a răspuns. Și ne-a răspuns fix acum 15 minute, hai că vin. Hai să scoatem printurile acum. Doamne, la unii deja nu cred. Perfect, mulțumesc. Perfect, mulțumesc frumos, salut! Scuzați! Așa, gata, ne-am luat printurile. Hai să mergem, să-l prindem pe fostul nostru polițist care vrea să racoleze o minoră. Eu am ajuns la Penny. Alex și celălalt Alex, pe unde sunteți? Da, mă așteptăm. Îmi răspunde faxul la secția 13. Ta. Serios, îmi dă line busy la secție? Secția 13, efectiv, n-aveți un număr? L-am văzut. A parcat fix lângă mine. E fix în fața mea și nu vreau să mă vadă. Tot foarte mult să uită la mine. Stai așa. Bună ziua, domnul Gabi. Da, nu. Ce faci, stimate domn? Ce faceți? Ați venit să vă întâlniți cu minora, da? Nu cunoaște pe fel. Nu cunoaște pe fel, am înțeles. Da, nu știu, vă cumpăr. De ce? A, păi intrați să vă cumpărați. Da, sigur. Da, sigur că da. Nu, mai bine stați, vă frumos, că am cunoaște poliția. Haideți, domnul, stați aici, am liniștit. Ține camera, pe vă sună telefonul, să știți. Vă sună telefonul, faceți de răsit. Sună la 112, te rog. Și cere la secția 3. Răspunsă-mă la mesaj. Eram pe Mihai Pravucă la 10, de ce nu ai răspuns? Sunt frângaș, băi să mă vezi, eu băiam 5 minute. Ghinion că nu ai fost online. Ai fost dimineața asta online, dar ai și ieșit. Îți place cum... Și dacă îți place cum te sărut? Și pun mâna pe... Păi, domnule, ce ești? Pe ce? Stau aici, nu. Deci să te las să mă sărut? Dar tu vrei? Și dacă ne călzim de la sărut? Of, dacă nu știam, nu beam berea. Vrei să mă vezi? Vino un crângaș 10 minute, zi și tu, pat, când ești ocupată. Hai să plec. Haideți că... Suntem tineri, facem jogging noi, nu-i problemă. Păi mi-e frică că dacă mă pup și te las, e corupere. E corupere, da? Nu-i
Acum sunt la... Domne, vine poliția, o facem din ăsta, pe surmărită. Vă alerg până mâine. Exact. Și ești cu mine? Eu dacă ies cu tine și ce înseamnă în codul penal? Corupere de minori. Păi aveți mașina parcată acolo. Păi până la Cernica? Hai, gata. Nu mai avem mult. Nu bate. Alexandru Crețun. Ce mai? Te ajunge prea mult pe Caterinca. Stai, stai aici. Nu te opresc, dar nu mă mai atinge. Te pun la pământ. Nici tu. Vreau să mai mergat. Ce faci? Bate în joc aici. Domnul Fierușine, așa la vârsta de copile? Fost polițist. Să mai fi și obraznic? Da, tu. Fost polițist? Ce mă de urlești? Așa urlă el. Ce faci, domnule? Să-mi iei camera un pic? Salut. De ce alergați că tot poliția e pe drum? Degeaba. Nu mai are, acum merge niște obosit. Păi că știe ce ți-l așteaptă, că e pe poliție. Și nu are condiția fizică. Nu mai are. O să aibă la pușcării. Pe ce obraznic e? Te văd frumoasă, cum să se comportă așa minut. Și ești cu mine, eu dacă ies cu tine și ce înseamnă în codul penal, repetăm, corupere de minori. Ia uite ce ne-a trimis. Nu-i la mine să ceva. Ce părere aveți de astea? La o copilă de 14 ani. Aveți copii? Ce-i acolo? Ce-a servit dumneavoastră? Doamne ferește? Știți cum funcționează internetul ăsta, nu? Deci tot fată mare? Adică domnișoară? Doamne, nu s-afli familia dumneavoastră? Află, uite, vă facem vedetă. Dacă vrei să mă săruți, să te las. Mă sărutați? Vă facem vedetă, nu-i problemă. Da, eu Bustelii. Da. Tot bine, poliția nu știu de ce fugeam. Nici eu nu înțeleg. Vezi să nu te îngrași. Vreau să plimbe la ce înălțime? Tocmai bună de puncte. Ghici. Tocmai bună de furat. Azi mâna. Nu se văd. Păi cum, vă conversațiile dumneavoastră. Corect. Dă-mi o fotografie să văd cât ești de urât, îmi dai? A mea e ridicată. Ce era ridicată, stimate domn? Să mai ridică, stimate domn? Ce? La vârsta dumneavoastră. Să mai ridică? Întreb și eu, că eu sunt și eu la vârsta mea ta. Ia fă o fotografie cu pizza în mână sau în gură. Păi eu sunt nesimțită, dar dumneavoastră că spui asta unei copii de 14 ani, cum ești bre? Nu zici, cine are 14 ani? N-am vorbit eu, mă. Dar cine dracu a vorbit? Eu știu, dracu să vă ia. Dracu să vă ia? Eu zic să-ți menții cuvintele alea în gură. Ia menține și tu. Eu mi le menții când vreau. Când îmi dai și mie o bucată? A? Unde, mă? Ce scrii, mă? Când îmi dai și mie o bucată? Noi sau ea? Cheamă pe Alex. Aole, iar începem. E deja amuzant pe peiță. Pe loc, iau. Hai, tati, acum facem maraton. Pe loc. Ce trage asta pe Alex? Perfect. Uite, mă. Pe pești. Numărul 4. Te-ai prins, ai reușit. 40 bei mai exact. Hai, stai la fel cu mine. Așa, stimate domnule. Hai că te meditezi fără bani. Dar ce corp ai în foto la 15 ani? Aproape 15. Mersi. Când faci 15?
Lasă că te meditez eu la un punct de geografie. Și unde mai ai lacune? În loc să stăm și noi niște să vin echipaj. Asta îmi place, nu ieșim, dar cine este? Tu vii cu poliția? Hei! Hei, decați! Ați nimerit o bine pe asta. Și când v-ați pensionat din poliție? În ce an ați ieșit la pensie din poliție? Pentru munca extraordinară pe care ați prestat-o în serviciul legii și în serviciul cetățeanului. Dând banii cetățenilor. O prestație ușor. Fantastică. Ce te uiți așa la mine? Gata, Eli. Te uita la mine, te zici că... Păi e supărat, îți dai seama. Nu. Doamne. Așa se întâmplă când ești părător și ești prins. Mai visat? Nu. Deci nu te-ai gândit la mine? O minoră de 14 ani, doamnelor și domnilor. Un fost polițist a pretins că este prietenul unei minore, o cunoască, fie prieteni, până când au început conversații. Dacă îți place cum te sărut și pun mâna pe puncte, să vă fie rușine, stimate domn. Căci ați servit legea și acum ați încălcat-o. Articolul 222 din codul penal. Nu țip. Nu vreau să vorbesc încet. Vreau să se audă în toată lumea vecinii? Ce individ sunteți. De cea mai joasă speță. Un racolator de minore. Un fost polițist. Prezidente, eu am 34 de ani și mi-e fie rușine să mă dau afară de 14. Deci să te las să mă săruți. Aveți voie să stați pe lângă parcuri? Nu să mai aveți voie. Cine este asta? Nu să mai aveți voie pe lângă parcuri. Nu cine este asta. Alex, îți închid apelul. Asta este... asta. Care vă sună acum? Nu cunosc așa ceva. Vedeți că vă sună fata de 14 ani. Nu-i răspundeți? Nu, haideți să vorbim. Oh, uite, bă, frate, era... Cine e asta? Sună... Cine e asta? Asta? Așa, pe WhatsApp, deci are și numărul de telefon. Păi, l-am dat eu. Păi, eu știu, o fi hackerit. Da. Și v-a luat numărul așa, random, după net. Și conversațiile alea a intrat. Băiatul noastră, cât a zis că are, 18 ani? Cât are băiatul dumneavoastră? Nu știu, cât nu mai știu, chiar nu? Nu. De la soare. Să-l întrebăm noi cât are. Soția știe că aveți astfel de slăbiciuni pentru minore? Dacă mai sunteți căsătorit. Chiar voiam să-ți la plimbare cu bunicul. Stânga, dreapta, unde mergem? Haideți în stânga. Haideți în stânga așa. Că a fost dat și la privare. Da, te rog frumos, că n-am băut nici apă. Am plecat direct de acasă. Și eu la privare n-am băut cafea, n-am băut nici sigară, n-am fumat. Și ne băuți de apă, și ne mâncați, și ne fumați, și tot. Haideți, dragii mei, intrați să vedeți pe un... domn prădător. O luăm la jogging. Iar o luăm la jogging. Stați așa cu luăm la jogging. Azi e ziua de cardio, bă, frate, dacă tot am băgat eu. Haideți, domnule Gabriel, că v-am prins. Sunteți prins, Gabriel, efectiv. Nu e ca și cum sunteți așa rapid să scăpați de noi, adică efectiv alergând după mare. Bine, pentru cardio, dumneavoastră chiar e mult la vârsta, dumneavoastră face bine. Avem aici un domn de vreo 50 de ani, ce a încercat să întâlnească cu o minoră de 14. Este un caz pe care l-avem de vreo 3 luni de zile. Omul efectiv este un racolator. Și aveți aici un prădător ce vrea să stează cu o minoră. Omul e la maraton. Aici uite salete, se merg ușor spatele lui. Ce are, frate? Ce face? Dă-i Alex avansul, kilometru, nu știu. Amuzant, da, dacă n-ar fi amuzant. Prădător, azi. Cum vă simțiți să fiți un fost polițist ce a ajuns să încalce legea? Ce dovadă? Le avem aici. Adevărat zici că e NPC? Nu știu aici. Avem quest.
că după el de vreo jumătate de oră așteptă un echipaj de poliție. De jumătate de oră. Stați că o luăm ura a doua. Stați. Am luat-o ura a doua. Nu știu ce crede, dar se duce la mașină. Haideți, domnule prădător, stați pe loc. Ce aveți, mă, de ce? Mă, ne place să alergăm bătrâni seara. Da. Uite, uite, uite. Alex, uite aici. Haideți, că nu mai are rost să mai facem jogging. Alergăm după drumul de 40 de minute. Se grăbește tare. Să trăiți. Suntem cu toții filmați audio-video. Toți a discutat cu minora. Iată, omule, dar alergă. Secția 13, fix, da, vă pentru secția 13. Să-mi explicați cam ce s-a întâmplat și dacă puteți acum să Încă o misiune reușită de justițiarii de Berceni. Un fost polițist de vreo 50 de ani a încercat să raculeze o minoră de 14 ani. Prins. Mulțumim, secția 13. Așa. Ne știți deja, noi avem niște conturi false în care presupun că suntem minore. Colegii de pe zi, că de obicei suntem noaptea. Trebuie să opriți acum, totuși noi suntem aici la un caz, suntem în timpul programului de muncă. Da, băieți, ne oprim live-ul, aveți grijă de voi. De fapt, ia, țineți câte mai spate cu live-ul. Ăsta tot o să ne registrez oricum, de păcate. Ne avem niște conturi, presupun că suntem minore și încercăm să prindem astfel de indivizi ce încearcă să racoleze minore. Individul comunică de 3 luni cu noi, am pretins că avem 14 ani. A vrut să fie prietenul nostru la început și ușor a început să ne racoleze, să ne facă propuneri indecente, să vrea să ne întâlnim, să ne sărute, să ne pipăie, să ne face. Și astăzi a venit la întâlnire. Am înțeles. Poți să mergem la secție? Da. Aveți cu ce să venim? Da, avem cu ce să ajungem. Vă aștept la secția 13. Perfect. Sigur, sigur. Mulțumim acolo de vorbă și... Mulțumim foarte mult. Să rămână. Salut. Buletinul să rămână la mine și o să vă dau la secție. Ok, aveți grijă de el. La revedere, domnul Gabi, ne vedem la secție. Gata, ne vedem la secția 13. Bravo, echipă. Bravo, Alex. Bravo, Eli. Bravo, Alex. Edan? Nu a alergat cine știe ce a făcut jogging. Da, bună ziua, am ajuns la secția 13. Aici și aici, unde a ajuns domnul fost polițist. Bună ziua! Ne auzim după. Salut, dragi justițiari! Am terminat acum la secție de dat declarații. Gabriel, domnul nostru fost polițist, este în continuare la audieri. Vreau doar să vă spun că acest caz este de foarte multă vreme. Efectiv, din iunie discutăm cu acest individ de 50 de ani. Avem un caz extraordinar de grooming. Un individ care a încercat să dea siguranță unei minore de 14 ani, că este fost polițist, că poate să aibă încredere în el, că pot fi prieteni. Ca mai apoi, de-a lungul timpului, să înceapă cu propunerile indecente. Continuat cu propunerile indecente și uitați-ne, astăzi omul este audiat pentru că a vrut să întâlnească cu minora pentru a o învăța să se sărute, pentru a o pipăi, pentru a o mușca. Ce pot să zic? Ca de fiecare dată, aveți grijă de voi în mediul online. Sunt foarte mulți indivizi periculoși care se dau prietenii voștri și pot ajunge să vă facă rău. Da, vă mulțumim foarte mult că ne urmăriți, că ne susțineți. Mulțumesc tuturor, mulțumesc echipei mele că este alături de mine mereu. Ca de obicei, stați departe de prădători! We mobbing and thugging, you bitching and bugging, there's nothing.